Această rubrică a fost oferită de Focality. În anul 1871 s-a născut Ernest Rutherford, a fost un fizician și chimist din Noua Zeelandă, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în anul 1908. Este considerat părintele fizicii nucleare. În anul 1897 s-a născut Aurel Petrescu, a fost regizor și operator de film de origine română. El este unul dintre pionierii filmelor românești de animație. Desenele animate ale caricaturistului Aurel Petrescu s-au născut sub influența celor americane și franceze din acea epocă. Din păcate, absolut toate desenele sale sunt considerate pierdute astăzi, fiind distruse din cauza ignoranței și a trecerii timpului. În anul 1930 s-a născut Warren Buffett. Este investitor, om de afaceri și filantrop american, recunoscut ca fiind cel de-al treilea pe lista celor mai bogați oameni din lume în anul 2006, pe al treilea loc în lista din anul 2007 și pe primul loc din lista de pe anul 2009. Este recunoscut pentru stilul său de viață modest în ciuda averii imense pe care o deține. În anul 2017 a fost pus pe locul al doilea în lista celor mai bogați oameni din lume. În anul 1972 s-a născut Cameron Diaz, este actriță și fost fotomodel de origine americană. În prezent stabilită în Los Angeles, ea este cunoscută în mare parte datorită rolurilor sale din The Mask și Îngerii lui Charlie. În anul 1751 s-a stins din viață Christopher Pollam. A fost un inventator de origine suedeză. S-a specializat în domeniul noilor scule de minerit pentru producerea cărora a realizat și o fabrică. În anul 1929 s-a stins din viața Emanuel Riegler. A fost medic, farmacolog, profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iași și membru corespondent al Academiei Române. În anul 1954 a murit Alexandru Lepodatu. A fost ministrul cultelor și artelor în șase guverne și ministrul de al României în patru guverne, președinte al Senatului României, membru titular al Academiei Române și președintele acesteia, dar și secretarul său general. În anul 1948 a fost creată Direcția Generală a Securității Poporului, mai pe scurt Securitatea. În anul 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. În anul 1986 s-a produs un cutremur de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7, la o adâncime de 140 de kilometri. Această rubrică a fost oferită de Focality.